Bună dimineața, dragilor! Cataracta este una dintre cele mai frecvente afecțiuni oculare chirurgicale. Se manifestă clinic prin opacifierea cristalinului, ceea ce duce la scăderea lent-progresivă a vederii pacientului. Despre cataractă și semnele care o prevestesc ne vorbește în continuare doamna dr. Valentina Lupan, medic oftalmolog de specialitate. Primele simptome, care, adică acuzări care pacientul ne înaintează, că a apărut ceață în fața ochiului. Ceață, fum, puncte negre, adică nu este imagine clară care a fost cândva. Și cu cât mai merge timpul mai înainte, atât mai puțin clar. Până la aceea că vin și spun că tot văd ca prin lapte. Noi de acum ne dăm seama că asta e cataractă. Bineînțeles că astfel de acuzări pot fi mascate sub alte forme de patologii, dar trebuie să examinăm obligatoriu un biomicroscop, adică să facem biomicroscopie pentru aceea, ca să punem diagnostic de cataractă, că pur și simplu la o discuție nu putem noi să ne dăm seama. Adică cu un microscop special, oftalmic, noi trebuie să examinăm ochiul, polul anterior a ochiului și atunci noi, adică specialistul, poate să pună diagnosticul, poate să pună diagnosticul cât de avansat e cataracta, dacă este nevoie sau nu este încă nevoie de operat, dar în cele mai dese cazuri, pacientul când vine cu astfel de plângeri că vede prin lapte, asta precis că trebuie pacientul cât în curând să fie operat. Bineînțeles că cataracta nu întotdeauna este o patologie care necesită chirurgie urgente, dar nu e bine să o lăsăm pe mult timp. Bineînțeles că pentru aceea ca pacientul să fie, adică la timp operat, depinde ce înseamnă la timp. Depinde de activitatea lui. Dacă, să zicem, o persoană care are activitatea în calculator, cu hârtii, bineînțeles că el pentru dânsul 80%, asta nu e suficient. Altul care nu-și dă seama, adică mai puțin citește, el poate și la 10% să spună, dar eu văd foarte bine, nu am nevoie de operație. Și de aceasta la noi nu există parametrele astea stricte, că iacă la astfel de vedere, că spre spune, la 10% trebuie să operăm. Noi operăm atunci când pacientul suferă. Pacientul vine și spune că eu cu așa vedere nu pot exista, nu pot lucra, nu pot să mă deplasez, eu vreau să vorbesc cu copii, eu vreau să văd nepotul așa cum el este, că nu văd culorile, nu, adică multe nu. Și atunci, bineînțeles, noi facem operația când pacientul are necesitate. Adresați-vă neapărat la medic dacă simptomele enumerate mai sus le-ați observat și la dumneavoastră. Nu sperați în zadar că diferite picături, ochelari speciali, dietă sau exerciții vă vor ajuta să scăpați de această afecțiune. Deocamdată, unica metodă de tratament a cataractei este înlăturarea chirurgicală a cristalinului tulbur și înlocuirea lui cu o lentilă intraoculară artificială. Acestea sunt realitățile. Final de rubrică. Să aveți o zi frumoasă!